Bun găsit! Pe 17 octombrie, polițiștii de frontieră din cadrul inspectoratelor teritoriale ale Poliției de Frontieră Iași și Sighetu Marmației, coordonați de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Biroul Teritorial Botoșani, au desfășurat o amplă acțiune în județele Botoșani și Suceava. Acțiunea a constat în punerea în aplicare 83 de mandate de percheziție domiciliară într-o cauză penală ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat și activități de contrabandă. Investigațiile au relevat faptul că, începând cu anul 2022, mai multe grupuri infracționale independente au operat coordonat în domeniul contrabandei cu țigarete, provenite din afara Uniunii Europene. Acestea au fost introduse ilegal în România prin intermediul cărăușilor. Cantități semnificative de țigarete din Moldova și Ucraina, depozitate temporar în diverse locații pentru a fi ulterior vândute. Transportul țigaretelor era efectuat cu autovehicule special adaptate pentru ascunderea produselor de contrabandă, iar membrii grupului aveau atenție deosebită la monitorizarea persoanelor și vehiculelor din zonă, pentru a evita eventualele arestări în flagrant. Pe parcursul investigației au fost identificate și indisponibilizate mai multe transporturi de țigarete. Audierile persoanelor implicate se vor desfășura la sediul DIICOT Botoșani. Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul inspectoratelor de poliție Botoșani și Suceava, precum și al jandarmilor din Inspectoratul de Jandarmi Județean Botoșani.